atât de amplă și atât de greu de pus pe simeze și atât de medializată și pe plan local și în țară, a fost foarte vizitată din punctul nostru de vedere, pentru că de două luni și ceva au pășit în expoziție peste 700 de vizitatori, ceea ce pentru noi este mult. Record. Nu record, că au mai fost bienale și atunci tot așa veneau. Dar acum parcă mai mult ca altă dată. Așa că este un succes. Merităm felicitări. Dar mă adresez tuturor, nu în mod special cuiva. Și vă mulțumim că sunteți aici. În continuare, doamnele Ionescu și Huminiuc, o să vă recompenseze cu ce au primit din dumneavoastră. Bun ziua! Suntem aici ca să nu mai spunem încă o dată că vă bucurați de recunoștința noastră că ați răspuns invitației de a participa la Bienală. Același lucru îl adresăm și conducerii complexului muzeal. Noi am înțeles foarte bine ce înseamnă desființarea expozițiilor permanente și alocarea oricărui forțișor din spațiul de expunere al muzeului pentru Bienală. Deci ținem să îi asigurăm că la efortul nostru recunoaștem că s-a adăugat și efortul făcut de complexul muzeal de Violeta, fără de care niciodată n-am fi putut, nu doar la ediția de acum, și la edițiile anterioare și la sugestia președintelui Uniunii Artiștilor Plastici, la sugestia domnului Șerban Dumitru, de această dată am făcut și diploma pentru nominalizați. Și am considerat că este bine să ne întâlnim și astăzi, să rămânăm între noi, într-un cadru aflat așa, între informal și formal, aceste diplome și dacă Bienala a avut ca punct culminant vernisajul și festivitatea de premiere, să facem o mică festivitate care să marcheze încheierea ei.